Maraton cu numărul 16. Ne-am dorit în seara asta să avem o discuție foarte interesantă cu Lucian Clinciu, unul din pionierii alergării montane din România, însă, la fel cum am spus și în eventul de pe Facebook, nu eram sigur dacă vom reuși din punct de vedere tehnic să stabilim o conexiune. Lucrul ăsta s-a întâmplat, însă avem și un plan B. Astfel că sâmbătă vom participa și eu și Lucian la concursul Bate Toaca și vom înregistra acel podcast atunci și îl vom da peste 2 săptămâni. Însă, dacă tot am anunțat podcastul din seara asta, ne-am repliat foarte repede și am decis să discutăm de o temă care credem noi că este de importanță în această vreme, și anume cum se împacă alergarea cu căldurile din timpul verii. Și pentru asta Marian s-a oferit să fie un fel de moderator, nu știu cum să-i zic, lansator de întrebări la fileu. Da, doar lansator. Lansator, bine, așa e. De astăzi este Marian Lansator. Marian, așteptăm cu drag întrebările și să fie cât mai dificile. Am înțeles. Nu cred că e vorba de întrebări dificile. Primul lucru care mi se pare important și întrebarea mea o să fie în sensul acesta. Cu cât timp înainte de un antrenament sau de o competiție este recomandat să bei lichide și cam ce cantitate? Înainte de asta, aș face o precizare, și anume că pentru un alergător, și chiar am văzut pastila săptămânii pe blogul Transmaraton, chiar o săptămână aceasta, în care Piciu spunea că temperatura optimă de un alergător este în jur de 10 grade și cu un pic de ploaie. Îi spunea că pentru un alergător, temperatura ridicată este un concept relativ, în sensul în care chiar și 15 grade poate fi o temperatură mare. Și acum să revenim la întrebarea ta, Marian, cu cât timp să... Eu, personal, mie îmi place să fiu tot timpul anului foarte bine hidratat. Sigur că înainte de concursuri mai lungi sau mai stresante, fac și acel water loading, în care încep cu vreo 4-5 zile înainte. Dar place, cel puțin la birou, mi-am înlocuit paharul de 150 de mililitri cu o halbă de 1 litru și în permanență stau hidratat. Ce am citit și am testat pe propria piele, e bine ca 70-80% din cantitatea de lichid pe care o consum în parcursul unei zile să fie în prima parte, mai ales dacă atunci este și antrenamentul. Da, pentru că atunci arderile sunt mai rapide, metabolismul este mai intens și trebuie să ne ținem hidratat corpul. Asta ne ajută și la birou, așa simt pe mine mă ajută. Gabi, completează-mă tu. Salvează-mă. Da. Păi eu o să mă leg, să zicem, o să plec pe partea de alergare la competiții, unde, la fel cum am mai discutat și într-o altă ediție, personal îmi place să mă hidratez foarte, foarte bine în ziua dinaintea concursului. Și pentru asta, de obicei, mai ales la concursurile în afara orașului, îmi pregătesc băuturile de dimineață și le porc cu mine și știu că trebuie să le beau până la sfârșitul serii. În dimineața concursului încerc să beau undeva la, nu știu, cu o oră jumate, 2 înainte de concurs și tot, să zicem, legat de concurs, adică cu o oră înainte, pentru a nu avea senzația de apă în stomac, și pentru a nu fi nevoit să te duci la baie cu 2 minute înainte de start. Deci dacă îl vedeți, dragi alergători, dacă îl vedeți pe Gabi cu o navetă de bere în mână, este cu o zi înainte de concurs și se pregătește să se hidrateze. Asta, într-un fel, ar fi fost următoarea întrebare. Ce lichide sunt recomandate să fie consumate? Voi includeți aici în cantitatea pe care o beți cafeaua, spre exemplu, berea, ce zicea Andrei? La mine e destul de simplu pentru că nu beau cafea și nu beau ceai. Nu neapărat că ar fi bine sau ar fi rău, pur și simplu nu-mi plac și nu sunt incluse în
Și plus că, nu știu, consumăm foarte multă apă, nici nu mai am parcă chef de ceaiuri sau de cafele. Ce am eu grijă, consumăm foarte multă apă, este să nu-mi diluez foarte mult sărurile din organism, mai ales înainte de concurs. Deci, mergând pe principiul pe care spunea Gabi, înainte de concurs, o zi, două, totdeauna fac și o încărcare de electrolize, magneziu, potasiu, sodiu și ceva calciu. Astea le iei din băuturi speciale, Da, nu? din băuturi Băuturi speciale izotonice. sau sunt pastile fervescente pe care le pun în apa pe care o consum în mod curent. Gabi? Gabi? La mine, nu știu, adică nu pun cafea pentru că nu beau atât de multă cafea și chiar dacă, adică mai beau din când în cafea, dar beau, adică cantitățile nu sunt atât de mari. Nu știu, cât beau o cafea are 150 de mililitri. Iar berea, da, berea se pune, dar acum depinde și cât bei. Fără alcool, că alcoolul deshidratează, da? E, să spunem că o bere e după, După. e E ca acceptabil. țigara de după. Nu, nu. Părerea mea că o bere după e cu totul altceva decât o bere înainte. De Da, asta da. preferam strict la înainte de antrenament sau competiție. Înainte nu. Adică înainte, sincer, încerc să... Nu sunt niciun mare băutor de alcool, dar încerc oricum să evit cam cu o săptămână înainte orice urmă, să A, zic și așa. dacă ai, și tu cum ai săptămânal concursuri, atunci Da, așa, de fapt săptămâna. așa am renunțat și eu la alcool. Pentru că o Le săptămână beau... înainte și una după evitam alcoolul ca să nu-mi stresez ficatul și atunci Da. fost, da. E, totuși, după convenție, la fel cum ziceam, după convenție chiar uneori simt nevoia să beau, dar de obicei la mine berea înseamnă bere cu lămâie, care oricum are o cantitate mult mai mică de alcool. Aici aș face o paranteză, și anume referitor la cantitate. Mai ales imediat după concurs, imunitatea noastră nu este cea mai bună și nu se recomandă să bem 10 beri de bucurie că am terminat maratonul, pentru că s-ar putea să avem surprize neplăcute. O răceală să fie chiar cea mai mică dintre probleme, să avem chiar probleme mai mari. Dar a doua zi, poate, să zicem, puteți bea două beri dacă vreți, dacă sunteți dependenți de acest lucru. Gata, vă întrerup pentru că nu vreau să insistați prea mult asupra alcoolului. Mi-ați făcut sete Da. cu topicul ăsta. Revenind la aspectele temporale, să zicem că suntem înainte de a porni la antrenament sau într-o cursă. Aveți și modalități de a vă răcori, de a încerca să scădeți cumva temperatura corpului în condițiile în care afară este foarte cald? Mie turnat apă în cap. Sau, de exemplu, la foarte multe curse se găsesc, nu știu, odată la 3, 4, 5 km acele puncte cu bureți. Și de obicei mai au un burete imbibat cu apă și îl pun sub șapcă. Asta tot vis-a-vis de evitat căldura, să zicem. E, nu știu, obligatoriu să avem o șapcă sau, nu știu, ceva care să ne acopere capul. Și atunci de obicei iau buretele ăla, îl bag sub șapcă și cumva mai picură ușor, ușor apă și simt... Nu știu dacă într-adevăr ajută fizic să mă răcoresc, dar psihic simt că mă simt un pic mai bine. Eu cred că și fizic. Da, șapca este obligatorie pe timp de vară, așa cum iarna aproape un sfert sau chiar mai mult din căldura corpului se pierde prin cap și vara este un risc mare de încălzire dacă stăm cu capul descoperit. Un alt truc poate fi impregnarea echipamentului cu soluție, preferabil spray, soluție pe care de obicei o aplicăm pe musculatură pentru a răci musculatura. Personal folosesc un spray de la Ice Power, dar sunt și alte branduri, puteți încerca. E bine totuși să nu impregnați și chiloții tehnici cu această soluție, deci m-aș limita la pantalonii de compresie, la șosetele de compresie Ce se și întâmplă? poate și la tricou. Acum, serios, ce se întâmplă, Andrei? S-ar putea să Simțiți producă implicarea plăcută un sau? disconfort în zona respectivă. Uneori, mai ales dacă aplicați și heating, este și acea
soluție de încălzire. Adidas nu este deloc plăcut de la un moment dat încolo. Pe de altă parte, ați încercat vreodată arm coolers, acel echipament ca de compresie care duce la Relef răcirea? pentru, da. Nu le-am încercat, le-am văzut. Mi-am propus Nici eu să-l n-am încerc la încercat, un dar moment eram dat. curios. Știu că au apărut și tricouri cu mânecă scurtă sau mânecă lungă care funcționează oarecum pe același principiu, în sensul că e o țesătură care are o anumită substanță în interiorul ei și se activează de la, nu știu, transpirație sau chestii de genul ăsta și îți dă senzația de căldură. Nu mai știu exact de la ce Sau de brand răcoare, erau de făcute. răcoare. Are și Da. zut pentru bicicliști, are acele, nu știu cum se cheamă, mâneci pe care le tragi, Da, arm coolers, da. arm coolers, exact, și au impregnat această soluție. Cred că este tot din sfera soluției de care aminteam, Da, probabil. musculare, da. Da, de asta v-am întrebat, nici eu n-am încercat și eram curios asupra efectului. Ce aș mai puncta la apropo de echipament este că trebuie să fie un echipament care să scoată transpirația în afară. Adică chiar dacă este cald, nu este bine să stai cu tricou îmbibat de transpirație. Deci bumbacul clar l-aș scoate din schemă, indiferent cât de cald sau frig ar fi. Da. Sunt acum tricouri tehnice foarte bune care scot transpirația în afară. Da. Deci, merită să investim într-un astfel de plan. Nu înțeles. Mai vreau să amintesc aici, apropo tot de, hai să le numim cu ghilimele de rigoare, dispozitive. Există și niște veste care au incorporată gheață și care se îmbracă. Se țin pe tine câteva minute bune înainte de cursele importante și temperatura corpului scade semnificativ. Știu că Constantin Adiță Tomescu a folosit un astfel de echipament în zilele de la Beijing, când fiind foarte cald, chiar în ziua când a câștigat medalia olimpică de aur la maraton. Nu știu cât de mult a contribuit faptul acesta, dar sunt convins că într-o oarecare măsură da. Eu ce am mai făcut, de regulă, în primul rând, mă rog, în primul rând eu evit să mă antrenez, nici n-am cum că lucrez în timp săptămâni, dar și în weekend evit să mă antrenez la ore de vârf vara când sunt 40 de grade. Dar ce am mai încercat și funcționează, dar nu pentru foarte mult timp, dar tot pentru a răci corpul înainte de antrenament, să ții în congelator, pui într-o pungă frumos echipamentul și îl ții acolo vreo oră. E o senzație ciudată, așa când pui pe tine tricoul foarte, foarte rece și șosetele și adia și așa mai departe, dar e important să răcești corpul. O să vorbim despre această răcire și după, pentru că, cel puțin în sportul de performanță în Statele Unite, la aproape toate sporturile, în modul în care au terminat antrenamentul, indiferent de sezon, pentru a răci corpul rapid, îi fac o baie de gheață. Sună ciudat, dar de obicei, după 3-4 minute, corpul se obișnuiește și chiar poți să stai relaxat. Am încercat și eu de câteva ori, am fost un pic mazochist, dar asta înainte de experiența Polului Nord, am vrut să mă călesc, nu e chiar atât de tragic. Bun. Da. Alte întrebări, Marian, bombardează-ne. Păi eu gândesc încet, vorbesc mai rar, dar vine și momentul întrebărilor. Acum, să zicem că suntem în timpul antrenamentului sau al competiției. La ce interval de timp este recomandat să bei lichide? Și care e experiența voastră în acest sens? Adică, spre exemplu, Andrei, când ai alergat în Sahara, ai băut mai des decât la un maraton montan, să zicem. Cel mai multe lichide le-am consumat în Antarctica și la cursele, în general, temperaturi scăzute. Atunci corpul, paradoxal, mi s-a părut că s-a deshidratat mai mult. În Sahara, deși era foarte cald și ai trăit și tu experiența respectivă, umiditatea este foarte, foarte scăzută și parcă nu a simțit nevoia, nu știu, nu a simțit nevoia de mult de a consuma lichid. Am avut norocul că ne-am și aclimatizat. De regulă ai nevoie de vreo 2 săptămâni să te aclimatizezi. Iar aici o să fac chiar o scurtă paranteză. În momentul în care vine sezonul cald, noi venim după antrenamente dintr-un sezon, la sfârșitul primăverii, când
să zicem, nu știu, alergăm 10 km pe zi, dau un exemplu, în momentul în care vin temperaturi foarte mari, e bine să diminuăm pentru vreo 2 săptămâni durata și intensitatea antrenamentelor, lăsând corpul să se aclimatizeze. Și în Sahara am avut norocul de a merge cu o săptămână înainte de, de concurs, ne-am aclimatizat și n-am mai fost nevoie să consumăm foarte multă apă. Dar, de regulă, consum cam la 15-20 de minute, 100-150 de mililitri de lichid, poate chiar mai puțin, în funcție de natura concursului. Gabriel? Aici e o discuție foarte lungă și una pe care dacă te-a pus să o cauți pe internet, să cauți studii sau așa, e, nu știu, la un moment dat era discuția că trebuie să bei când simți nevoia, după care s-a spus că nu trebuie să bei preventiv și să bei, să ai un anumit plan și să te ții de el chiar dacă nu simți senzația de sete. Acum, din ce am văzut eu, iarăși, ultimele studii spun cumva că ar trebui să bei când ți se face sete, că totuși, să zicem, mecanismul ăsta intern al corpului de a-ți induce senzația de sete este destul de precis și poate preveni deshidratarea gravă, să spun, în momentul în care ajungi într-un stare de deshidratare care să-ți afecteze sănătatea, nu neapărat performanța sportivă. Eu, sincer, prefer în cursă să mă opresc la fiecare punct de alimentare și să beau o gură de apă. Nu beau foarte mult, dar mă opresc la fiecare punct, indiferent dacă simt sau nu nevoia. Scuze că te întrerup. Chiar te oprești efectiv, stai să bei? Sau nu mă opresc efectiv, dar în sensul că nu trec de el. Asta la cursele de șosea, unde să zicem că frecvența lor este destul de mare și destul de constantă, adică sunt, nu știu, la 4, la 5 km. La cursele montane, de obicei, depinde de curse. La curse, vorbim de cursele unde nu este obligatoriu să porți un bidon sau un camelback. De obicei merg fără nimic și tot la fel, beau de la punctele de alimentare sau de obicei mă mai uit și pe traseul cursei și văd unde ar mai putea fi alte puncte, nu știu, izvoare, fântâni și alte chestii de genul ăsta. Am uitat să spunem, Gabi, că o metodă bună la antrenament de a vedea cât de mult ne deshidratăm este de a ne cântări înainte și după antrenament. Uh-huh. Pentru că, practic, la un antrenament nu slăbești, efectiv. Zici, wow, am slăbit 2 kg astăzi, ce dietă extraordinară. Practic, este vorba de deshidratare și atunci, dacă avem un cântar bun, cântar electronic, ne putem da seama destul de bine cam cât ar trebui să bem, de fapt. Da, aici însă aș menționa faptul că, să zicem că facem testul ăsta, alergăm, nu știu, o oră pe bandă sau afară și ne cântărim înainte și după și vedem că am slăbit, nu știu, 1 kg. Asta nu înseamnă că la următoarele antrenamente trebuie să bem un litru de apă când alergăm o oră, ci că ar trebui să bem un litru de apă pentru o oră alergare după. Adică să știm cam cât apă trebuie să bem ca să ne refacem rezervele de apă. Okay. În timpul cursei, adică eu cel puțin nu beau foarte mult. Beau destul de puțin și aici cred că ține și un pic de fiecare. Adică fiecare trebuie să cunoască cam cât lichid are nevoie și cam cât de des. De exemplu, știu un alergător care, inclusiv la cursele de șosea, preferă să alerge cu un mic rucsăcel cu un camelback pentru că el funcționează mai bine în momentul în care bea odată la 1 km sau când simte el nevoia și nu vrea să aștepte, dacă el simte acum, vrea acum să bea și nu peste 2 km când urmează următorul checkpoint sau următorul punct de alimentare. Da, și am precizat aici că în primul rând trebuie să, și o să vin un pic la echipament, trebuie să facem tot posibilul să nu ne autosabotăm, să nu ajutăm în ghilimele organismul să se deshidrateze. Și aici, de exemplu, ar trebui să folosim cremă de protecție împotriva soarelui, pentru că în momentul în care începem să ne ardem, pielea se ardă, în afară de faptul că ne scade foarte mult nivelul de antioxidanți și imunitatea noastră scade, ne deshidratăm. E iar un motiv de
deshidratare sau cauză. Ajută chiar și ochelarii de soare, ce citeam că ajută la evitarea deshidratării. Bineînțeles, culorile ar trebui să fie cât mai deschise, negru atrage soarele, albul respinge. Aici e un paradox, la cursele foarte lungi, de la un punct încolo, avem o senzație de frig, chiar dacă sunt 30 ceva de grade afară și s-ar putea să atunci să fie nevoie de o bluză închisă la culoare. Acum depinde cât de lungă este cursa respectivă. De asemenea, sărurile rețin apa în organism, iar este un... poate discutăm despre asta, Gabi și Marian. Și am închis paranteza, continuăm. Păi, apropo de ce ai zis mai devreme, aș vrea să mai insistăm puțin asupra lucrurilor pe care ar merita să le faci ca să eviți căldura. Ai menționat o cremă de protecție solară, șapcă sau bandană pe cap. Gabi, mai ai ceva de spus? Echipament de culoare deschis, a mai spus Andrei alte lucruri? Păi se zice că trebuie să alergi când umbra e mai mare decât tine. Da, alergat. Asta e prima regulă, adică antrenamentele trebuie să le faci ori dimineața, ori, să zicem, în caz extrem, după masa, seara. Deci trebuie să evităm intervalul, nu știu, să zicem, 12-3 vara, când este cel mai dificil. Sigur, dacă ne... Ce anume? Nu, spune, te rog. Dacă ne antrenăm pentru, menționai Sahara, maratonii Sahara sau pentru Badwater sau știu ce competiție, sau chiar mai nou și semi-maratonul de la București. Păi da, asta vreau să zic, Andrei, în ultimii ani multă lume s-a confruntat cu căldurile foarte, foarte mari la competițiile de aici. Da, dar nu m-aș antrena toată vara, să zicem, la o astfel de temperatură, poate, eu știu, cu o săptămână, două, pe ideea climatizării, aș folosi... acea perioadă. Da, dar da. De regulă n-aș face antrenamente zilnice vara la ore de vârf. Bun, mulțumit, chiar mă declar mulțumit de ce ați omenit. Fără o pregătire prealabilă, o documentare prealabilă foarte riguroasă la lucrurile importante legate despre răcorire. Dacă mai permiteți, aș mai recomanda faptul că este mai bine să alegi în apropierea unor luciuri de apă, unde întotdeauna mai puțin răcoare decât într-o zonă expusă soarelui. Bun. Revenind la ce spunea Andrei mai devreme, băuturile izotonice, cum le alegeți? După de, dacă era Lucian aici... Era... Nici nu ne permiteam să spunem ce alegem. Ce anume? Nu, vă întrebam cum le alegeți, după gust, după mărcile folosite de prieteni? Eu aș vedea aici vreo patru criterii, hai câteva criterii. În primul rând, că vorbim de băuturi izotonice sau de alte suplimente, principalul criteriu ar trebui să, pe care trebuie să înghităm este să-și facă treaba. Deci dacă iei suplimentul X și are ca și scrie pe el că efectul este să-ți crească în fructul 19% randamentul, atunci se întâmple asta. După care ar trebui să... Eu am un alt criteriu pe care îmi selectez băuturile și suplimentele, energizantele, reacția stomacului. Deci degeaba ai să zic că produce un efect major în organismul tău alimentul respectiv, dacă și nu știu, dă o anumită energie, un nivel de energie, dacă începe să doară stomacul. Pentru că, practic, tu trebuie să funcționezi, nu știu, atât decât organismul funcționează normal, mie mi se pare că ai un randament foarte bun în alergare. După care, sigur, intervine gustul, pentru că dacă îți face greață, degeaba e, nu știu, produce un efect foarte bun în organism și e tolerat de stomac, se taie la un moment dat de acest supliment. Deci, deocamdată, astea ar fi criteriile. Nu știu, Gabi, ce criterii folosești în alegerea lor? Pentru mine, în primul rând, n-am simțit la mai niciun supliment un efect major, la modul să simt, vai, am luat și acum am de două ori mai multă energie. Singurele efecte pe care le-am văzut au fost în materie de timp, adică am observat, alergând, să zicem, fără nimic, sau alergând cu anumite suplimente, că, nu știu, am avut un timp mai bun, să spunem.
Da, oricum, ideal este să le iei, ca și hidratarea, ideal este să le iei înainte de primele simptome sau de simptome acute în care ești extenuat și atunci începi să iei niște suplimente. Deci trebuie luate constant și trebuie luate în așa fel încât să ai senzația în permanență că ești tu care funcționezi normal. Corect. Da, cam asta este ideea. Iar ideea, adică pentru mine cel mai important criteriu este cel al gustului. Trebuie să fie unul care să îmi placă să-l iau, pentru că dacă are un gust care nu-mi place, nu o să am tragerea de inimă să-l folosesc. Și în general, de exemplu, cel puțin în partea de băuturi, îmi plac să fie destul de fără gust, să fie cât mai aproape de apă, să nu fie dulci, să nu fie, să nu, sunt unele suplimente care creează o oarecare aciditate, să zic, în băutură. Și în general prefer cele care sunt sub formă de tablete, pentru că le pot lua mult mai ușor. Adică pot să-mi pun două, trei tablete în buzunar și pot să le prepar chiar și pe traseu. Nu trebuie să car toată apa cu mine de la început. Apropo de gust, surpriza pe care o are orice alergător care experimentează distanțele mai lungi, să zicem ultramaratoane, o să constate că după 4-5 ore, poate chiar mai devreme, organismul mai tolerează dulcele. Nu știu dacă ți-a întâmplat, Gabi, mie mi se întâmplă asta mult frecvent, de aceea și eu prefer, de la un punct încolo, băuturi fără gust sau chiar un pic sărate. Aici ce ar trebui probabil să urmească cei care ne ascultă este să se uite cam ce fel. Sunt mai multe tipuri de băuturi. Sunt băuturi care, de exemplu, conțin doar electroliți și nu conțin carbohidrați. Sunt unii care au mai multe substanțe, adică pe lângă electroliți au și magneziu, au și alte substanțe care ne ajută în timpul alergării. Și aici, în fine, e o chestie mai mult de testat și văzut ce funcționează mai bine pentru fiecare. Da. Aș mai preciza aici, nu neapărat de izotonice, dar la suplimente. Trebuie văzut și care se comportă bine pe parcursul cursei din punct de vedere al menținerii proprietăților. De exemplu, dacă ții niște jeleuri care se topesc în timp ce alergi după jumătate de oră în pungă sau, mă rog, în ambalajul lor, nu sunt foarte bune, deci trebuie să le testăm înainte, să le folosim, să ne asigurăm că putem conta pe ele și în condiții de concurs. Nu știu dacă s-a întâmplat, Gabi, mi s-a întâmplat să mi se topească jeleuri, să mi se lipească de ambalaj diverse batoane și așa mai departe. Deci trebuie găsit și o soluție de a le păstra în Da, condiții aici decente. depinde cu siguranță și unde alegi. Dacă, știu, alegi zonele astea foarte calde, într-adevăr, sincer, cred că majoritatea au tendința asta. Da. Am Mai ales cele care au ciocolată sau ciocolata se topește foarte rapid. Bun. Eu mă declar mulțumit de ce ați spus și ținând cont de faptul că am început târziu, zic să nu ne mai lungim pe acest subiect. Așa că îi predau ștafeta lui Gabriel care să decidă ce urmează să facem în continuare. Eu știu că trebuie să fac revista presei, deși Păi îl pun pe exact Gabriel că nu asta. există așa ceva, dar el mă pune să fac. Zicem, nu neapărat o revistă a presei, cât. O trecere în revista. Da, e o întrebare pe care eu mi-am pus-o chiar de curând și chiar vreau să scriu un articol despre asta, legat de alergarea ca și sport. Legat de faptul că, deși alergarea sau cei care practică alergarea la nivel de amatori au crescut foarte mult în ultimii ani, stresul vis-a-vis de atletism ca și sport de performanță nu a crescut foarte mult, poate chiar nu știu, a scăzut sau. Adică, deși, nu știu, cred că sunt foarte mulți care știu de
ce evenimente au loc la nivel de amator, cred că foarte puțin știu ce se întâmplă la nivel de profesionist. Dacă au știut... Pot să ofer eu, Gabriel, niște răspunsuri? Sigur. Ai dreptate în lucrurile pe care le-ai observat. Cred că principalele două motive sunt următoarele. Nu există performeri la nivelul atleților români și, pe de altă parte, competițiile nu sunt mediatizate prin intermediul televiziunii, adică prin intermediul unui mecanism care să aibă o audiență mare. Eu urmăresc destul de multe site-uri și din afară și forumuri și cumva, sincer, întrebarea asta a fost lansată de pe un forum din afară acum câteva zile, am citit-o, și și ei au aceeași problemă sau se confruntă cu aceeași situație. Adică nici măcar, să zicem, în Anglia, sunt foarte mulți care știu de maratonul de la Londra, știu că a avut loc, dar dacă întrebe cineva cine a câștigat, nu prea știu. Știu probabil de Mo Farah. Nici tu cam... nu știi, Gabi, cred. Cum? Nu? A câștigat anul ăsta maratonul nu, de nu, la... Nu, nu, nu. Deci astea sunt chestii pe care și eu le-am... cum zic? Adică nici eu nu știu foarte multe din atleții de la noi sau din afară. Și doar mă miram și eu de ce se întâmplă lucrurile astea. Pentru că comparativ cu, să zicem, fotbalul, tenis, golf... Dacă întrebi un pasionat de golf sau de tenis sau de box sau de nu știu ce, ei, majoritatea au așa o memorie, să zic, enciclopedică vis-a-vis de cine, când a câștigat, cu cine s-a bătut și așa mai departe. Asta pentru că sunt transmisii, multe transmisii de la competiții, de golf, de, cum se cheamă ăsta, snooker. Marian, eu mi-l amintesc pe Said Aouita. Da. De la transmisiunile TVR-ului. Da. Era un marocan și avea o poveste interesantă, că atunci am aflat eu că în partea aceea lumii, școlile sunt destul de departe de casă și oamenii trebuie să alerge de mici ca să ajungă la timp la școală. Pe forumul unde citisem inițial întrebarea asta, era oferit un răspuns care cred că se potrivește și la noi și în alte țări, și anume că pe lângă faptul că nu sunt la fel de multe transmisiuni în alergare față de alte sporturi, și stilul transmisiunilor este un pic altfel. Adică de obicei la transmisiunile chiar și de ciclism și de tenis, de obicei, comentatorii prezintă un pic povestea sportivilor și în felul ăsta oamenii se empatizează mai mult cu ei și se simt mai apropiați. La alergare nu prea vezi lucrul ăsta, de obicei se comentează ce se întâmplă acolo pe loc și se precizează cine a câștigat. Adică nu afli poveștile din spatele acelor oameni, să știi, nu știu... ca să simți într-adevăr că, da, uite ce persoană este omul respectiv. Eu sunt convins că și comentatorii români s-ar profesionaliza în clipa în care ar avea ocazia să transmită cât mai multe competiții de interes. Dar lucrurile se leagă. E nevoie și de performeri români, e nevoie și de mai multe transmisii în direct. Amintirile lui Andrei despre Said Aouita sau ale mele puțin mai de mult cu Sebastian Coe, spre exemplu, sunt legate de faptul că acum câțiva ani buni, nu, orele de transmisie și posibilitățile de a zapa de pe un canal pe altul erau mult limitate și aveai la ce să te uiți și erau dinamice cursele de atletism și toți acești performeri erau prezentați ca niște eroi, să zicem, niște adevărați campioni. În clipa de față, după cum nici Gabi, tu nu știi câștigătorul maratonului de la Londra, dar intrăm în alt subiect, e că sunt mulți alergători africani, apar, dispar foarte repede. Da, aici de asta ziceam că cumva lucrurile se leagă și vis-a-vis de alte țări. Exact asta era, să zicem, afirmația de ce ziceam eu că nu se prezintă poveștile. De exemplu, cei din Anglia, neavând nici la nivelul lor foarte mulți performări care să ajung în locurile 1, 2, 3, nu se leagă de faptul că a câștigat un sportiv dintr-o altă țară. Așa, de exemplu, acum sunt foarte atrași și toată lumea știe de Mo Farah pentru că este de-al lor. Și atunci toată lumea se interesează
Na, ce face, pe unde a alergat, ce a mai făcut? Da. E unul din principiile de bază în jurnalism, proximitatea informației. Dacă are de-a face cu tine, cu ceea ce se întâmplă în jurul tău, e cu atât mai mult de interes. Dar hai că am divagat și nu mai știu exact de unde am pornit. Păi, să-i povestești Gabi, tu ce s-a scris. cu ce s-a scris? Nu știu exact ce s-a scris, eu aș menționa mai curând evenimentele în sine. Și dacă tot vorbeam de campionii români în alergare, nu sunt din păcate prea multe. Singurele performanțe în ultimele 2 săptămâni au fost la nivel balcanic. Pentru că acum 10-12 zile s-au desfășurat campionatele balcanice de alergare montană, chiar la noi în țară, la Poiana Brașov. Între cele au fost dominate de turci, care au câștigat 4 probe pe echipe și 3 individuale. La noi, o singură medalie de argint la senioare prin o tânără din Reșița, Liliana Danci, și pe echipe, iarăși niște medalii. La băieți, din păcate, mai nimic. Un alt exemplu care arată nivelul tot mai scăzut al echipelor al atletismului românesc este faptul că dacă pe vremuri ne clasam printre primele 4-5 puteri europene în Superliga Europeană, în clipa de față nu reușim nici măcar să fim acolo între primele 8. Că recent, duminică, România a ratat promovarea în Superliga Europeană pentru la atletism. S-au câștigat probe de 200 de metri prin Angela Moroșanu, la disc printr-un băiat Sergiu Ursu, ștafeta feminină de 4x100 de metri, dar una peste alta, rezultatele n-au permis ca România să intre din nou în elita europeană. Am Însă, văzut, în schimb, scuze mă, am văzut în schimb da. din postările pe Facebook că fetele noastre fac gravagii prin SUA, pe la Exact, semi-maratoane, la exact asta vreau să zic. Nu mai zice chiar ravagii, dar sunt totuși niște rezultate notabile. Da, am văzut și eu că Adriana Pârțea Nelson, care are dublă cetățenie română-americană, dar a concurat pentru Statele Unite, a reușit să câștige titlul național, titlul american, semi-maraton. campionatul național american la semi-maraton. Un timp bun, o oră 11 minute. Nuța Olaru, o altă atletă care trăiește de fapt tot în Statele Unite, a câștigat maratonul de la Seattle. În schimb, mai este o fată despre care se vorbește sau se știe mai puțin, Simona Maxim, care împreună cu Piciu, cu Marius Ionescu, o să reprezinte România la campionatele mondiale de atletism de la La Moscova Moscova. din august, tot în proba de maraton. Și Simona Maxim a alergat la Olomouc, cred că așa se pronunță, în Cehia, unde s-a situat pe locul 6 într-o probă de semi-maraton cu o oră 16 minute. N-aș vrea eu să trag concluzii, să zic, sunt rezultate extraordinare, sunt rezultate bune, decente. Dar, ce ziceam mai devreme, încă lipsesc performerii, încă lipsesc modalitățile de a stârni interesul public pentru atletism, care, după mine, rămâne totuși cel mai dinamic sport, cel mai frumos. Da, asta e altă discuție. Gabriel, mulțumit de revista presei. Foarte mulțumit. Foarte, foarte, foarte. Acum eu mai treceam și în revistă cursele care urmează să fie, dar cred că vă las pe voi. Mă duc să beau puțin apă, mor de sete. Ați vorbit mult de hidratare și m-a spus să vorbesc Păi, nepermis de mult. Marian, trebuie să ai la îndemână sistemele de hidratare la emisiuni din astea maraton, nu? Păi, eu Imediat aș îmi trece iau înainte sistemul. de Aș trece înainte de evenimentele viitoare, aș trece un pic prin cele care tocmai au trecut. Aș începe cu Ironman Oradea, care tocmai a trecut. Au fost două probe, proba de distanță full Ironman și proba de semi. La distanța full au fost 24 de concurenți, dintre care 4 fete și 5 echipe, la proba pe echipe. S-a câștigat cu 9 ore 37 de către Vatai Mikloș. La feminin a câștigat Jaca Benke Hajnalka
cu 13 ore și 7 Gabriel, minute. Gabriel, strămoșii tăi maghiari se răscolesc în mormânt când îți aud pronunția. Nu, eu sunt Bosgor, nu. Îmi recunosc că trăsătură. Dar care e diferent? Adică nu știu, nu mă pricep. Bosgori sunt denumiți cei care sunt în Moldova, în Bacău. Ah, am înțeles. Nu mai știu, mai niște orașe pe acolo prin jur. Aia, am crezut că e folosit orativ așa termenul ăsta de Bosgori, dar înseamnă că e, deci provine din... De fapt, în fine, termenul este relativ peorativ. Termenul corect, să zic așa, este Ceangău. Ah, deci Ceangău, ok. Da. O să indic eu o bibliografie lui Gabriel ca să citească despre Ceangăi, dar nu vreau să insist acum. Am vreo două cărți pe acasă, okay. Dar nu le-am citit niciodată. Dar nu, Bosgor e peiorativ, Gabi. Poate doar la tine acasă se folosea într-un sens nepeiorativ, dar el e peiorativ. Da, ok. Nu m-a scuzat niciodată. Nici nu m-a. Da. La semi-Ironman, s-a câștigat cu 4 ore 39 de către Alex Diaconu, pe locul 2 Gomoescu Robert cu 4 ore 56 și pe locul 3 Constantin Ungureanu cu 5 ore 08. La feminin s-a câștigat cu 6 ore 04 de către Molar Ioana. Adică doamna Diaconu. Viitoarea. Au fost în total 71 de concurenți și 13 echipe. Pentru, cred, prima oară la acest concurs au avut loc și campionatele naționale de triatlon pe distanță lungă, cred că se numesc, care au fost organizate de nou înființata Federație Română de Triatlon, astfel că Alex Diaconu este campion național la triatlon pe distanță lungă. Dacă cred că așa era titlul oficial. Și un alt eveniment a Gabi, fost... Gabi, scuze că te întrerup, pentru că tot e vorba de triatlon și tocmai vorbeam astăzi cu Răzvan Staicu, care duminică merge la o competiție de Ironman în Germania, dacă nu mă înșel. O să încerce dobărârea recordului național la Ironman. Care este? De 9 ore jumătate. Și unde? La Frankfurt? Sau... Nu. Că miram că la Frankfurt e un traseu foarte dificil la bicicletă. Și... Îmi scapă numele, triatlonul nu este lumea cea mai cred familiară. Cred că Polen sau ceva cu puiera. Nu e la Polston. Aflu și vă spun. Dar e din circuit Ironman sau e pe distanță? Circuit Ironman. Am vrut doar să menționez lucrul ăsta și să zic că merită să-i transmitem un gând bun duminică. Da, știu că, adică obiectivul lui pe lângă dobărârea acordului este obținerea un timp cât mai bun care să-i permite calificarea la campionatul mondial neoficial, la campionatul mondial. Hawaii, da. Dar el întâi de toate vrea să coboare sub 9 ore jumătate dacă reușește să se și califice bine, dacă nu mai încearcă. Mm-hmm. Ok. A fost, chiar dacă nu are legătură cu alergatul, dar are legătură cu gazdele voastre, a fost traversarea Snagovului în Nod de către Andrei și aici o să las pe el să ne povestească un pic cum a fost, pe lângă faptul că a câștigat o linie cel puțin interesantă a bronzului. Da, medalia de bronz pe față, așa, da, fiind un eveniment neoficial, da, în continuare sunt ușor ars, deși am folosit o cremă foarte bună, se mai întâmplă. Păi, foarte pe scurt, împreună cu Gabi Solomon, acum câteva săptămâni, ne-am gândit ce am putea face pentru Viitor Plus și pentru lansarea platformei Galantom, o platformă de fundraising, pentru că astă iarnă am traversat lacul ori în alergare, ori cu bicicleta. M-am gândit că ar fi frumos ca să completăm un triatlon, să facem și în not acest lucru și cu caiacul.
și respectiv echipa de suport. Și atunci, pentru că nu știam să existe un antecedent al traversării integrale în Nota Sinagogului, am zis, hai să facem lucrul ăsta. Ni s-a alăturat colegul meu de birou, Gabriel Drăghici, care se pregătește pentru Ironman Frankfurt, finala campionatului european. Și cred că a fost un antrenament bun și pentru el. De asemenea, am avut și sprijin local. A venit un domn din Gruiu cu barca cu motor și ne-am lăsat acolo toate suplimentele. E detaliată experiența pe blogul personal. Ce să mai spunem? A fost o experiență care a meritat. Ne-am atins obiectivul de fundraising. L-am și depășit și sperăm, după ce vom produce și un minifilm al evenimentului, să-l vindem în ghilimele și să mai atragem niște donații. A fost cald, sigur, în apă nu se simte la fel de mult căldura, dar Gabi cu siguranță a simțit-o în caiac. Ce a funcționat foarte bine, partea de izotonice, deci de hidratare, de nutriție, nu au fost probleme gastro, deci totul a mers foarte bine. Lacul nu are ca lungime 16,5, cum spune Wikipedia, are în jur de 14-14,5. E bine, dacă ar fi fost 20, cred că era cam trist, pentru că am avut și vânt frontal în a doua parte a evenimentului. Timpul a fost 8 ore și 25 de minute și ce să mai spunem? Sperăm ca la anul să-l traversăm dus întors și tot așa. Super. Gabi? Păi, hai să trecem rapid la ce evenimente urmează. Aș începe cu Transromania Run, care va începe chiar în această duminică, pe 30 iunie. Ediția de anul acesta va fi de la nord spre sud. De la Ana la Caiafa. Da. Ediția numărul 3, nu? Da. Așa. Vor fi 823 de kilometri, aceeași formulă în 14 zile. Vor fi doi participanți care vor parcurge întreaga distanță, respectiv Șerban Chiula, care este inițiatorul și organizatorul și alergătorul acestui proiect, și un alergător străin, un belgian, John Callens, care va veni alături de fiica lui, care îl va însoți pe bicicletă. Apoi vor mai alerga Daniel Mușat pentru timp de 7 zile. Marian Nu, 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 va. nu, 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 cu Nu? Marian lucrurile sunt puțin mai complicate. În seara Am asta, la înțeles. ora Se decide. 23:59, se decide dacă se mai duce Am sau înțeles. și Și în acest. Monsieur Gabriel Solomon alergă Nu, sau? monsieur, da, eu voi încerca să ajung pe etapele de pe Transfăgărășan, pentru că dacă anul trecut am făcut Transalpina, anul ăsta se va traversa Transfăgărășanul. Și voi încerca să ajung în cele 2 zile în care se va întâmpla acest lucru. A, deci tu vrei practic să, da, ca Facem recunoaștere pentru faci recunoaștere transmaraton. pentru transmaraton, gata, m-am prins. Da. Și înainte de startul în Transromânia, pe 29 iunie, sâmbătă, va avea loc Bate Toaca, care este un concurs în zona Bicaz. Sunt două probe, amatori și avansați. Avansați sunt 28 de kilometri, la amatori sunt 15. Sunt undeva la 300 de alergători care și-au anunțat prezența, printre care și o echipă puternică din Zărnești, inclusiv Lucian Clinciu. Astfel că, la fel cum vă spuneam în podcastului, vom încerca să registrăm un interviu cu Lucian și îl vom da peste 2 săptămâni. Marian, dacă mai știi tu sau vrei să completezi ceva la evenimente viitoare? Mai este duatlonul Țara Bârsei, atâta știu eu că se mai întâmplă, pe 30. Și merită menționat pentru Sunt că... destul de multe. Poftim? Zic, cred că mai sunt mai multe, doar că n-am apucat să le caut chiar pe toate. Din ce știu eu, stai că acum mă uit repede. Ce folosești, Gabi?
Sports planner sau? Da, 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 da. Da. Rămâne ce mai... Sports e calendarul pe club, deci mai este... uitam de o chestie. E Cozia Mountain Run pe 6 iulie, a doua ediție. Mă weekendul ăsta, Gabi. Cum? Eu mă refeream strict la weekendul acesta, nu în două săptămâni. Este două săptămâni până la următoarea ediție. Am înțeles, ok. Completează-te atunci. Da, asta e, Cozia Mountain Run, cam asta este. Da, 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 da. Pe partea asta de alergare, să zic. Bun. Și atunci mai avem doar ultima parte din podcast și anume sfatul săptămânii. Nu știu dacă Andrei a apucat să... Da, pentru că tot am vorbit despre căldură săptămâna aceasta. Am căutat un sfat dat de către cineva care aleargă în cea mai călduroasă competiție de pe planetă, respectiv faimosul Badwater din Valea Morții din SUA. Acolo temperaturile în timpul zilei sunt 50-55 de grade la sol, în timpul nopții 40-40 ceva de grade. Este o cursă de, cred, 240 de kilometri, dacă mă amintesc bine. Și ce este impresionant la această cursă, concurenții de regulă aleargă, este o cursă de șosea, concurenții aleargă pe banda albă a șoselei, pentru că dacă ei calcă în afară, se lipește Adidasul de, sau mă, pantoful de alergare de asfalt. Cei care aleargă la aceste competiții obligatoriu trebuie să aibă un însoțitor, echipă de suport care merge cu mașina lângă ei, echipa le pune la dispoziție gheață, pulverizează în permanență gheață pe ei. Și un sfat interesant, asta în cazul în care maratonul de la București din toamnă va fi la 30 de grade plus, chiar acum citeam, ei ne recomandă să înmuiem în apă chiloții, apoi să-i băgăm la congelator și să-i punem la startul concursului sau să ne punem pachete cu gheață în pantalon. Acum vă gândiți, poate încercați asta la antrenament. Este un sfat de la Scott Jurek. Deci, Scott Jurek, care era vestit prin faptul că atunci când s-a antrenat pentru Badwater, a furat un coșciug. Așa și l-a umplut cu gheață și l-avea în zonă când se antrena pentru Badwater. Acum nu trebuie să dați fuga. Să furați la pompe funebre așa ceva. Cred că 2-3 găleți cu gheață pot înlocui, da, acest lucru. Acum, scuze, mi-am adus aminte de o competiție care tocmai a avut loc și anume Retezat 3 Race. Și dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, aș menționa și am discutat de sportivii de performanță, aș menționa faptul că tocmai s-a anunțat o nouă cursă, și anume Corcova Trail Race, care va fi pe 31 august 2013 în viile Corcovei, unde se va da, să zicem așa, o bătălie între doi dintre cei mai buni alergători români, și anume... Cei mai buni, Gabi. Cum? Cei mai buni în probele lor. Cei mai buni în probele lor, ok. Și acum Marius Ionescu, care este cel mai bun maratonist al momentului, și Ionuț Zincă, care este cel mai bun alergător montan. Acum rămâne să vedem cine anume va câștiga. Traseul este unul, să spunem, între un maraton de șosea și și o cursă montană, pentru că e o cursă relativ plată, să zic așa, sunt doar 400 de metri diferență de nivel. Gabi, Marian, am mai găsit un studiu foarte interesant, bineînțeles făcut de americani. Ei spun că temperatura optimă la care se alergă este în jur de 50-55 de grade Fahrenheit, asta înseamnă vreo 10-12 grade Celsius, și spun așa, performanța alergătorilor scade cu câte 2% la fiecare 5 grade Fahrenheit, adică vreo 3 grade Celsius, care se adaugă peste aceste 50-55, și de asemenea ei mai au în calcul încă 3 factori: umiditatea, mișcarea aerului cauzată ori de
alergarea propriu-zisă, ori de vânt, și radiation, adică UV-ul, da? Și practic fiecare dintre aceste elemente mai adaugă niște grade în plus la acest calcul. De exemplu, umiditatea foarte mare inhibă evaporarea corpului și atunci se produce o supraîncălzire. Și asta și povesteam la primele ediții ale podcastului nostru, că experiența mea cea mai neplăcută n-a fost nici la temperaturi extreme pozitive, nici negative, ci a fost în Canada la o cursă unde erau 30 de grade, dar umiditate 96%. Și a fost practic această umiditate făcea ca percepția organismului să fie de asemănătoare temperaturi de 70-75 de grade. Am închis paranteza. Ideea este că ei sugerează la sfârșitul acestui studiu că în momentul în care temperatura, umiditatea, vântul frontal și radiația sunt foarte mari, bine să ne asigurăm că avem un pace, un ritm ceva mai scăzut decât cel normal. Sper. Un ritm de alergare, o viteză mai scăzută. Păi, o să punem link-ul către acel Uite, acum ți-l țin. Articol și în articolul pe care îl vom publica pe site. Noi vă mulțumim frumos că ne-ați ascultat și ne vedem peste 2 săptămâni. Ne auzim. La revedere! La revedere, Gabriel!